Pacea și bucuria noastră, lumina noastră. În această seară, ziua în care noi am sărbătorit Marea Unire, 1 decembrie, vrem să ne rugăm într-un chip deosebit pentru eroii noștri. Celebrând un requiem solemn aici, în catedrala noastră, așa cum toți preoții în toată dieceza au făcut sau o fac. Pentru că dacă astăzi avem o țară, avem această situație de pace și liniște, îi datorăm lor. În unire cu ei vrem cu adevărat să celebrăm acest requiem pentru fericirea veșnică a lor și binecuvântarea poporului nostru. Tot în această seară, ajunul Adventului, vom proceda la aprinderea primei lumânări, lumânarea profetului, care ne vorbește despre speranță, ne vorbește despre curaj, ne încheamă să avem în noi acel dor după Dumnezeu, care este singurul izvorul și pacea noastră. De aceea, cu bucurie acum, ne pregătim cerând iertare pentru toate păcatele, binecuvântând apoi lumânarea pascală și celebrând jertfa Sfintei Liturghii pentru toți eroii răposații noștri. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul,
cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să fim gata pentru ziua și ceasul în care Tu, Iisuse, Te vei întoarce la noi. Pune viața Ta în noi și ajută-ne să trăim cu Tine și în Tine. Transformă-ne cu puterea Duhului Tău, pentru ca prin această rugăciune și cu acest timp de pregătire să credem tot mai mult în Tine, sigur fiind că Tu vei veni acum și în vecii vecilor. Dumnezeule atotputernic, Te rugăm, întărește voința credincioșilor Tăi, pentru ca ieșind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Hristos care vine, să ne învrednicească asta la parte, să ne învrednicească asta la dreapta Tatălui în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Citire din cartea profetului Ieremia. Iată, vin zile, oracolul Domnului, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus cu privire la casa lui Israel și cu privire la casa lui Iuda. În zilele acelea și în acel timp voi face să răsară pentru David o draslă dreaptă. El va face judecată și dreptate în țară. În zilele acelea Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în siguranță. Acesta este numele cu care va fi chemat. Domnul este dreptatea noastră. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu.
către Tine, Doamne, înalt sufletul meu. Către Tine, Doamne, înalt sufletul meu. Fă-mi cunoscute, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Călăuzește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Către Tine, Doamne, înalt sufletul meu. Domnul este bun și drept, de aceea El învață pe cei păcătoși calea, îi face pe cei sărmani să umble după dreptate, îi învață pe cei smeriți căile sale. Către Tine, Doamne, înalt sufletul meu. Toate căile Domnului sunt îndurare și adevăr pentru cei ce păzesc alianța și mărturiile sale. Domnule, descoperă taina sa celor care se tem de El și le face cunoscută alianța sa. Către Tine, Doamne, înalt sufletul meu. Să întărească Domnul inimile voastre la venirea Domnului nostru Isus. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, pe voi să vă facă Domnul să creșteți și să prisosiți în iubire, unii față de alții și față de toți, așa cum suntem noi față de voi, ca să întărească inimile voastre, așa încât să fiți fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus, împreună cu toți sfinții Săi. Amin. În rest, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Iisus, ca așa cum ați primit de la noi, cum trebuie să umblați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, așa să umblați ca să prisosiți tot mai mult. Căci voi știți ce învățături v-am dat în numele Domnului Iisus, cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia. Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus le-a zis discipolilor Săi, vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării și al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în așteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Și atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, întăriți-vă și ridicați-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră. Aveți grijă de voi înșivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze
în necumpătare, beție și grijile vieții, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neașteptate, ca un laț, căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe fața întregului pământ. Vegheați, așadar, în orice moment și rugați-vă, ca să fiți în stare să fugiți de toate cele ce se vor întâmpla și să stați în picioare în fața Fiului Omului. Cuvântul Domnului. Lamodăție, Hristoase. Lăudați să fie Iisus Hristos. Excelențele voastre, cucernici părinți, dragi credincioși, iubiți ascultători ai Radioului Maria, ziua de astăzi este încărcată de semnificații. Celebrăm mai multe lucruri. Mai întâi, în bisericile romano-catolice, începe un timp nou, timpul Adventului, timp de așteptare. La început s-a aprins o lumânare la coroana de Advent. 4 lumânări, 4 duminici, în fiecare duminică se aprinde câte o lumânare în plus. 4 lumânări, 4.000 de așteptare pentru poporul ales, așteptându-L pe Mesia. 4 săptămâni care simbolizează cei 4.000 de ani în care noi ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului. Timp de așteptare. Îl așteptăm pe Domnul să vină a doua oară. Advent, venire. Ne amintim de prima venire a lui Hristos și ne pregătim mai intens. Totodată astăzi este și Ziua Națională a României. Marele centenar, 100 de ani. Ce au însemnat cei 100 de ani pentru România? Cu siguranță, dacă stăm să ne gândim, vom descoperi în cele din urmă că Dumnezeu a fost cu noi în cei 100 de ani. Și este prilej în seara aceasta să-i mulțumim că ne-a călăuzit, că a rămas cu noi. Dar 100 de ani, ziua de azi, este și ziua amintirii, a recunoștinței față de cei care au realizat Marea Unire. Și în felul acesta ne amintim în primul rând de cei care au contribuit la unire. Acum o săptămână am însoțit un grup de familii pe urmele unirii, la Blaj și la Alba Iuria. Ne-am amintit de toți aceia care au contribuit într-un fel sau altul la unire. Inocețiu Micu Klein, Școala Ardeleană, care au menținut conștiința românească în Transilvania, ajungând la Alba Iulia, în locul unde s-au adunat acum 100 de ani cei peste 100.000 de oameni, ne-am gândit la entuziasmul și la bucuria celor oameni. În același timp, ne-am gândit la cel care a citit Proclamația Unirii, Iuliu Hosu. Am fost acolo în Muzeul Unirii și la final ghidul ne-a vorbit despre unire. Nu a spus nimic despre cine a citit Proclamația Unirii. L-am întrebat într-un final cum se face că Proclamația Unirii a fost citită de un episcop greco-catolic și nu de un episcop ortodox. Răspunsul lui a fost: pentru că ei erau majoritari în Transilvania.
În fața clădirii unde s-a semnat actul unirii, erau mai multe statui a celor care au contribuit la unire. Am căutat să-l descoperim pe episcopul Iuliu Hosu. Era într-un colț, într-o margine, penultimul, mic, stingher, așezat acolo, ca și cum cineva nu ar fi dorit să iasă în evidență. Ne-am gândit la răsplata pe care a primit-o acest episcop, viitor cardinal, pentru lupta lui pentru unitate. Închisoare, domiciliu forțat, a văzut biserica greco-catolică desființată, i-a văzut pe colegii lui închiși, bisericile confiscate și la fel ca bunurile. În 1968 se împlineau 50 de ani de la unire. Iuliu Hosu mai era încă în viață. Cineva s-a apropiat de locul în care avea domiciliu forțat și l-a întrebat ce își amintește el de la unire. Iată cuvintele lui. Asistam, optimiști și senini, la încheierea dezbaterilor din sala zisă de atunci a unirii. Da, îmi amintesc. Afară, cât era întinsul, sta poporul românesc, peste 100.000, așteptând vestea cea mare. Îi spun lui Miron Crista, episcopul Caransebeșului, la ce zăbovim aici? Hai în mijlocul poporului să-i dăm vestea bună. Că bine spui, frăția ta, a fost răspunsul. Și apoi el spune că a ieșit afară și a auzit mulțimea entuziastă strigând unire, unire. Și spune el în continuare, m-am gândit atunci la Hristos, l-a spus adresat apostolilor și am rostit pentru mulțime, da, fraților, unire. Mulți au dorit să vadă ceea ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ceea ce auziți acum și n-au auzit. Ochii voștri lăcrimează fericiți că văd și urechile că aud buna vestire a unirii noastre pe veci. Ascultați! Și le-am citit apăsat actul unirii. E ziua amintirii astăzi. Ne amintim de cei care au realizat unirea. Dar e ziua amintirii pentru că ne amintim și de cei care s-au jertfit pentru unire. Ne amintim de eroi, de cei care au căzut pe câmpul de luptă înainte de 1 decembrie 1918. Și din Moldova, din dieceza de Iași, la prima mobilizare, la 15 august, au plecat 12.000 de tineri din satele noastre. S-au mai întors acasă jumătate. Jumătate au rămas pe câmpurile de luptă. Pentru ei ne rugăm în seara aceasta, așa cum am făcut-o conform dorinței Preasfințitului, în ziua înălțării sau în ziua înființării diecezei de Iași. O facem și în seara aceasta. Ne rugăm pentru eroi, pentru cei care s-au jertfit. Există un document din acel timp, administratorul apostolic de atunci, Ulderic Cipoloni, ne spune cum au plecat aceștia la luptă. Înainte de a fi mobilizați, când au auzit vestea mobilizării, au intrat în biserici, au îngenunchiat și s-au rugat. Iată cuvintele lui Ulderic Cipoloni. Ni se pare de a-i vedea și acum pe acești voinici, venind la biserică pentru ultima dată înainte de plecare, spre a cere lui Dumnezeu acea putere și acea resemnare trebuincioasă pentru a se supune datoriei.
Îi vedem cum îngenunchiați înaintea noastră ne-au cerut binecuvântarea cerului, încredințându-ne cu lacrimi ființele cele mai scumpe pentru ei, pe soțiile și pe copiilor. Ah, ce momente sfârșietoare au fost acelea pentru ei, pentru noi, pentru toți. Dar ei, întăriți de sfânta noastră credință, care nu cunoaște slăbiciunea și care condamnă orice șovăire în fața datoriei, au plecat. Eroii neamului, eroii catolici, eroii diecezei de Iași, care au fost consecințele unirii pentru catolicii din Moldova? Prima și cea mai importantă consecință a fost că am început să fim recunoscuți ca fiind români. Războiul, primul război mondial, a debutat prin arestarea un sfert de preoți din Moldova pe considerentul că n-au fost considerați români. Erau suspiciuni cu privire la catolicii din Moldova. Dar terminarea războiului, unirea, a făcut autoritățile să reflecteze și și-au dat seama că oamenii catolici au murit alături de ceilalți pe câmpul de luptă. Apoi, o altă consecință a fost că ni s-a alăturat, după unire, enoriașii și catolici din Basarabia și Bucovina, care au trecut sub jurisdicția Episcopiei de Iași. De asemenea, Episcopia de Iași a primit un nou episcop în persoana lui Alexandru Teodor Cisar, pentru că până atunci a fost un administrator apostolic. Oamenii, alături de ceilalți catolici, au primit pământ. Care ar fi cea mai bună urare pentru ziua de azi? Ce rămâne de acolo, de la unire? Desigur, sunt câteva valori pe care le descoperim în acele timpuri, care trebuie să ne le însușim și trebuie să le cultivăm și noi. În primul rând, este credința. Oamenii aceia, așa cum spuneam, când au plecat la luptă, au năvălit în biserică, au îngenunchiat și s-au rugat. La o parte din ei, atunci când au murit, li s-a găsit în buzunare rozariul sau la gât cruciuliță, semn al credinței. Au fost oamenii credinței aceia, inclusiv cei peste 100.000 de oameni care erau acolo la Alba Iulia, însoțiți de preoții lor din sate, erau oameni care bătătoreau drumul spre biserică și ascultau Sfânta Liturghie, duminica și în zilele în care puteau. O altă valoare este cea a familiei. Oamenii aceia erau familiști convinși. Ei se rugau pentru cei de acasă și cei de acasă s-au rugat pentru ei. Aveau speranța aceea că după trecerea războiului vor primi pământ și o vor putea duce mai bine ei și familiile lor. Au întărit familiile. Și în sfârșit, o altă valoare este jertfa. Mulți dintre ei au mers până la sacrificiul suprem. Jertfa. Fără jertfă nu există nici trecut, nici prezent și nici viitor. Sacrificiul de fiecare zi pentru cei din jurul nostru. Astăzi românii jurează unii altora la mulți ani în România. Dar dincolo de această urare, trebuie să stăm pe aceste valori care au constituit unirea. Și astfel,
ne regăsim în ceea ce ne vorbea Evanghelia din seara aceasta. La un moment dat era îndemnul acesta ca un program pentru Advent, dar parcă ca și o urare pentru ziua de azi. Fiți atenți la voi înșivă. Fiți atenți la voi înșivă pe ce valori vă construiți viața. Cum mergeți înainte, cum vă trăiți zilele. Fiți atenți la voi înșivă. Vegheați și rugați-vă. Am început următoarea 100 de ani. Ce vom face în următoarea 100 de ani? Ne vom întări credința, familia, vom trăi în jertfă, vom fi atenți la noi înșine, vom veghea și ne vom ruga. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, în lumina textelor sfinte și a predicii Părintelui Cornel, astăzi vrem să-i aducem lui Dumnezeu mulțumire pentru cei care au făurit unirea. Le mulțumim înaintașilor noștri prin rugăciune. Și totodată să ne rugăm pentru răsplata veșnică și bucurie veșnică pentru răposații noștri, cei care au trecut atunci la cele veșnice și au dat cu sângele lor pământul țării noastre. Îi amintim pe toți în această rugăciune noastră. Și ne rugăm mai departe pentru poporul nostru, pentru cei care astăzi celebrează acest centenar. Și așa cum ne-a spus Părintele, ca toți să fie luminați pe un drum nou, în următorul centenar. De aceea, adunați la oaltă în comunitatea noastră de credință pentru a celebra moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, să rugăm acum să reverse roadele jertfei sale asupra țării noastre și a poporului nostru și să-i fericească pe eroii noștri. Doamne Dumnezeule, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, te rugăm cu adâncă umilință, binevoiește a veghea cu grijă la destinul poporului nostru și al călăuzi la fericire. Te rugăm, ascult. Binevoiește a-i dărui poporului nostru pacea ta și a-l ajuta să progreseze pe calea voită de tine. Te rugăm, ascult. Binevoiește a ocroti libertatea și unitatea poporului nostru. Binevoiește a feri inimile cetățenilor de ură, invidie și dezbinare. Binevoiește, aduce poporul nostru la unire în credință. Binevoiește a le dărui conducătorilor noștri înțelepciunea și bunătatea ta. Binevoiește a le dărui răposaților noștri odihna și fericirea veșnică. Doamne, în mâna Ta sunt popoarele și conducătorii lor. Te rugăm, privește cu bunăvoință spre poporul nostru și călăuzește-l spre pace și mântuire. Dăruiește răposaților noștri, eroilor noștri, lumina veșnică lângă tronul Tău în ceruri. Așa te rugăm, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Fecioara Mariei, în cerul i-a zis,
la tine, Domnul m-a trimis să-ți spun că mamă te-a făcut, căci omilința ți-a plăcut. Ia, mama, răspunsul te roaba ta, să facă Domnul cu mă omărea, lui bunuia, eu m-am jertfit, să fii bine veșnic, prea slăbit. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește darurile pe care ți le aducem și pe care le avem de la bunătatea Ta, Tu care ne învrednicești astăzi să celebrăm aceste taine, fă-le pentru noi chezășia mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mi-e cu Duhul tău, us inimile. Mama, vână la Domnul. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vreme vedenic și vreme cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, și Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit o rânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice. Pentru ca la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite, pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este cerul, cerul și pământul, Ne-ți
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale,
binevoiește dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, ne nouă pe amace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intre ceva, dar spune numai un cuvânt și se va ta mea dui sufletul meu. Thank you.
Doamne, te rog să mă binevredenicevești, de taina Dumnezeia mea, trupul și sufletul să mă milostivești. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos, învățându-ne încă din această viață trecătoare să iubim cele cerești și să căutăm mereu cele ce dăinuie veșnic, prin Hristos Domnul nostru. Fraților prea iubiți, ne unim acum în rugăciune pentru toți răpăsații noștri, cei care au făurit unirea, pentru toți cei dragi ai noștri, pentru eroi, pentru cei care ne-au transmis bucuria vieții. Ne rugăm ca toți răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe omerii bunului păstor, să se bucure de răfieșirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreți biruitor ale morții, Iisuse valnic împărat, cu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră privire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai inimii strimia dușmana lor, pe cele ce moare te ne-a dat. Iisuse Dumnezeu puternic, marele mister pascal, noi reînvii pe ceia care pierdeară șardul baptismal. Mereu cu care de la va primine să vevem, om slab în așteptarea ta, și atunci ne vei veni la nuvune te vevem, noi aștept omule tămă pina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule mântuitor, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, conduine veșnica lumii vină, să te slăvească nerecetat. Strig către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de lege, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este stăirea Ta, cine Te vede, eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă stărăjerie, e iubirea mazorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de vecile voi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului precum era la început și acum și vine pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigă către Tine, Doamne! Doamne, îndură-Te de ei! Hristoase, îndură-Te de ei! Doamne, îndură-Te de ei, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Leacă-Ți, Doamne, urechea spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele slujitorilor Tăi, răposaților noștri eroi, pe care i-ai chemat la Tine din această lume, în loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dărilor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Credințăm Preacuratei Fecioare Maria toate rugăciunile noastre pentru țară, popor și pentru eroi, cântând Îngerul Domnului la început de-a lui. În cerul Domnului a vestit Mariei și a zămislit de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul Tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei
și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reveri șalul Tău asupra sufletului. Pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, în același Hristos Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, curăște-mă pe mine, când îngăința ție, Dragi credincioși, împreună cu preasfințitul nostru Aureal, toți preoții de la Episcopie și Parochie, și vă dorim din toată inima să aveți timp fericit și frumos și binecuvântat al Adventului. Aceeași dorință o îndreptăm și spre toți ascultătorii Radioului Maria. Acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea, începând cu bucurie timpul de așteptare al Adventului. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până de veac. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Puternicul Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Scăparea noastră, cu dor te așteptăm. Pământul întreg cu mare dor așteaptă bun izbăvitor. O vino scump mântuitor.
Emmanuel, vino spre tine, Doamne Iisus, vino. Tu ești scăparea noastră, cu dor te așteptăm.